Eu dormim iar la podiele, dacă nu facem poate ceva greșim, ca orice copil. Eu trebuie să primesc bătaie și stau în fiecare zi în ungheri. La școală nu puteam să mă duc, din cauza că eram tot cu mâna ruptă, am fost de ea. Și apoi l-am vânătă. Cristina provine dintr-o familie monoparentală. Mai are doi frați, dar de mulți ani nu mai știe nimic de ei. De mică a crescut în violență, alcool și lacrimi. Nu a știut ce înseamnă dragoste de mamă și familia adevărată. Mama m-a bătea tata de-a doilea, dacă era pe acasă, nici mai mi-a scutea de mâinile. Când am fost plin de mașină, am stat în spital, am venit acolo în spital și m-a bătut. Că și așa. Eram undeva 12 ani, 11 așa. M-a bătut tare, mi-a rupt dinții din gură, nu puteam să mănânc, nu m-a iubit. Și n-am avut iubire de la el niciodată. Uneori nu mâncam, stăteam flămândă, mă duceam la mătușă ca și nimeni, dădea câte o bucățică de pâine, câte o muterbut. Și eu, cum o vedeam, fugeam și aruncam ca să nu vadă ea, că eu mănânc. Dacă mâncam, punem bătaie. Zilele mâncate, iarnă, pereții cu mucegaie, cu gheață, eu dormim jos. Am mai avut ajutoare, primim ajutoare pe mine, primea ajutoare ca să-mi cumpere un pat, vingerii de pat, toate astea nu s-au cumpărat. Până la 11 ani a dormit într-un pătuț de fier, fără așternuturi calde și curate. De la 11 ani am dormit pe două lăți și scânduri și pe un matras mic care dormim eu în pătuc. Din cauza violenței în familie, Cristina nu a putut termina învățătura. A frecventat doar 5 clase în școala specială, abia de poate citi și număra, dar are ambiții mari, mai ales după ce l-a adus pe lume pe Artem, fiul ei care acum are deja 4 ani. Tata copilului este în regiunea Rezina Căușeni. Nu trăim din cauza că eu am venit la Chișinău și el a rămas acolo. Părinții nu i-au interzis lui că să fim împreună. Am avut momente foarte grele, nu știam ce să fac, plângeam, copilul mă întreține. De ce ești supărat, de ce plângi? Zic că o să fie tot bine. Și îi spune, bine, o să fie tot bine, mami. Când ceva nu am sau nu pot să îi ofer la copil, și el mă întreabă, dar de ce nu ai? Și îi explic și copilul deja îmi spune, bine, dar când o să ai, o să-mi dai. El a fost tare dorit să-i cumpere mama lui bicicletă. Am ieșit în concediu și am luat o bicicletă. Și cel mai fericit copil. Ce și nu am avut eu. Această putere de a merge mai departe a căpătat-o odată ajuns la centrul maternal în brațele mamei. Artem avea pe atunci doar 4 luni. Ambii au beneficiat de plasament și de toate serviciile necesare. Dar cel mai important, aveau un acoperiș deasupra capului, o masă caldă și așternuturi curate. Lucruri atât de banale pentru unii, dar atât de prețioase pentru Cristina. E foarte lipit de mine, e ca o fetiță, mă mângâie, se joacă în păr, mă cuprinde, mă pupă. Seara ne culcăm ca doi copii. Mami, noapte bună. Și apoi eu îi spun, noapte bună, îngeraș, mami. Da, Leuță, uitați să-mi spun, noapte bună, Leuță și iepuraș. Și el tot îmi spune, noapte bună, draga mea. Cu ajutorul echipei centrului, Artem a fost repartizat la o creșă, iar Cristina angajată la muncă. Mă întreabă, dar ce cadou ai să-mi iai? Zic, nu eu, dar Moș Crăciun o să-ți aduc, de ce tu vrei? Zic, vreau mașină de poliție și un ursuleț. Și am spus, bine, o să-ți aduc. Da, cărți de scris, de citit, de învățat, tu vrei? El a spus, da, și crioane sunt. Da, o să vină Moș Crăciun, da, am trecut, a fost la mine Moș Crăciun, da, anul ăsta. Am spus că o să vină și anul ăsta la tine.